Institutul Național de Statistică a anunțat că volumul lucrărilor de construcție a crescut în anul 2020 cu 16% comparativ cu anul 2019. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale, la lucrările de întreținere și reparații curente și la construcțiile noi. Construcțiile noi reprezintă rezultatul activităților care determină direct crearea de noi spații, de locuit sau cu altă utilizare, sau crearea de noi structuri la construcțiile civile existente. De asemenea, s-au înregistrat creșteri și pe celelalte segmente, clădirile rezidențiale 17,8% și clădirile nerezidențiale 10,9%. Pe elemente de structură au avut loc creșteri la lucrările de reparații capitale 46%, lucrările de întreținere și reparații curente 24,4% și la construcțiile noi de 9,3%.